Bună ziua și bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă întâlnire cu specialiști din domeniul medical. Foarte multe persoane se plâng de dureri de cap, înțepenirea cefei, astenia, amețeli, tulburări de motilitate, hipertensiune arterială. Acestea sunt doar câteva din simptomele spondilozei cervicale. Boala are cinci stadii evolutive care pot fi puse în evidență cu ajutorul termografului. Dacă boala nu este tratată încă de la primele semne, aceasta se poate agrava prin apariția ciocurilor laterale. Ele apasă pe nervi și pe vasele de sânge și astfel apar tulburări de circulație vertebro-bazilară, pe scurt ICVB. Ajunși în această etapă ne expunem unei situații extrem de neplăcută și chiar foarte riscantă și o să aflați astăzi de ce. Invitatul emisiunii este Petre Mureșan, medic specialist în medicină generală, atestat în ultrasonografie generală și termografie. Bună ziua și bine ați venit, domnule doctor! Bună ziua, bine v-am găsit! domnule doctor așadar spondiloza cervicală dar ne-am propus să discutăm astăzi mai mult despre stadiile avansate ale bolii stadiile 3 4 și 5 dar poate că ar fi bine să ne spuneți pe scurt și care sunt semnele în primele stadii tocmai pentru ca bolnavii să le poată identifica și să se prezinte din timp la medic din punct de vedere termografic așa cum am mai spus și cu o altă ocazie Uh, identificăm cinci stadii de evoluție ale spondilozei cervicale. Primul stadiu este stadiul local, când este afectat doar un singur disc intervertebral. În această situație, în acest caz, pacientul, persoana în cauză, poate să aibă o jenă, un disconfort, uh, o senzație de presiune sau chiar o durere locală, deci localizată la nivelul acelui disc care este afectat. Menționez că acest disc afectat pot să-l depistez și să-l văd cu ajutorul termografului, pentru că la nivelul lui sunt iritate rădăcinile nervoase care pleacă de la nivelul acelui disc și atunci termograful poate să-l depisteze. Stadiul 2 este stadiul miotonic în care uh, zona de afectare a coloanei este ceva mai mare. Sunt cuprinse 2, 3 uh, sau 4 discuri intervertebrale. Deci durerea uh, pe care o resimte pacientul este ceva mai extinsă, la nivelul acelor 2, 3 sau 4 discuri intervertebrale. Deci în primele stadii vorbim mai mult de un disconfort sau de o durere locală. Pe măsură ce procesul degenerativ avansează și trecem în stadiul 3 și mai ales în stadiile 4 și apoi 5, apar și alte tulburări, alte complicații locale sau mai la distanță și se ajunge la ceea ce numim și discutăm astăzi insuficiența circulatorie vertebrobazilară. ICVB, un subiect despre care am dorit să vorbesc pentru că din întrebările care mi se pun pe toate căile, uh, mi-am dat seama că ICVB-ul sau insuficiența circulatorie vertebro este un subiect uh, foarte, foarte actual și de foarte mare interes uh, constat că foarte multe persoane suferă de această problemă și își pun problema și întreabă cum ar putea fi diagnosticate și mai ales cum ar putea fi tratate. Deci, cum pot scăpa de această problemă? Am să vă rog să ne spuneți care sunt simptomele în aceste stadii 3-4 când apare și insuficiența circulatorie vertebro -bazilară. În stadiile, în stadiul 3, din punct de vedere termografic uh, sunt afectați pe lângă discurile intervertebrale uh, sunt afectați nervii care pleacă de la coloană și procesul patologic se extinde pe o zonă mai mare deja se întinde uh, spre umeri, deci uh, aria uh, cuprinsă este mult mai mare uh, în afară de durere în insuficiența circulatorie vertebro-bazilară încep să apară dureri de cap, amețeli, vertij, după aceea scăderea memoriei, stări de oboseală, stări de moleșală, scăderea auzului, scăderea vederii, sunete în urechi. Și probabil foarte multe persoane pun toate aceste simptome pe seama altor cauze, a stresului, a oboselii, nici de cum nu se gândesc că poate să li se tragă tocmai de la. Ceafă, așa, se și, așa, așa se și explică faptul că eu am avut foarte mulți pacienți cu simptome de acest gen, care au încercat tot felul de variante și n-au avut niciun rezultat până ce au aplicat metoda pe care le-am recomandat. O metodă care, de fapt, este extrem de simplă. Merge pe principiul tratăm cauza, tratăm coloana vertebrală cervicală afectată și atunci simptomele încep să dispară de la sine. În ce stadiu apar acele ciocuri de papagal? Osteofite. Ciocurile de papagal încep să apară de prin stadiul 3, dar sunt mai pregnante în stadiul 4. Acele osteofite cunoscute sub numele de ciocuri de papagal, care apasă pe vasele din jur, pe nervii din zona respectivă și produc foarte multe tulburări. Practic atât creierul cât și coloana primesc sânge insuficient. Exact. Ca să înțelegem acest lucru, vreau să spun că pe lângă coloana vertebrală trec două artere, numite arterele vertebrale care după aceea cu artera bazilară intră în poligonul lui Willis, deci un complex de artere care contribuie la irigarea creierului. Ei, aceste ciocuri care pleacă sau care sunt localizate pe părțile laterale ale coloanei ajung să irite, să apese pe aceste artere și atunci le scad debitul, le scad fluxul și în anumite poziții, deci când omul a pleacă capul înainte sau într-o parte laterală, acele ciocuri apasă și mai tare pe arterele vertebrale și atunci exact când creierul ar avea nevoie de mai mult sânge, de mai mult oxigen în stări de oboseală, de efort, nu îl primește și atunci pot să apară dureri de cap, amețeli uh, mergând chiar până la uh, senzația de cădere, de leșin Pot să apară și amorțeli la nivelul brațelor și chiar a membrelor pot, inferioare? Pot să apară amorțeli la nivelul mâinilor, picioarelor pot să apară chiar în stadii mai avansate, chiar și pareze, paralizii. În stadiile avansate ale spondilozei cervicale ajunge să fie comprimat plexul brachial. Deci țesătura de nerv care pleacă de la coloană și se repartizează spre mâini, spre brațe. Și atunci acest plex fiind presat, comprimat, încep să apară amorțeli în mâini și pot merge iar până la pareze. Am avut cazuri în care uh, am avut persoane cu pareze, cu paralizie. Este o boală destul de frecventă, constatăm. Uh, apare mai des la bărbați sau la femei și cam în jurul cărei vârste? Uh, mai nou se constată că uh, această problemă a afectării coloanei apare la vârste tot mai tinere. Dacă citim tratatele de medicină, se, în ele se spune că este o afecțiune caracteristică vârstelor mai înaintate, de la 45-50 și de acolo în sus. Dar constat și eu la cabinet, din numărul mare de cazuri pe care le-am, că ceva se întâmplă și anume tot mai mulți tineri, persoane mai tinere, deci sub 40 de ani, ajung să aibă probleme uh, cu coloana vertebrală în general și cu coloana Cervicană, vertebrală cervicală în special. special. Poate să fie o cauză și poziția aplicată asupra calculatorului? Poate să fie. Aceasta se dovedește a fi una din cauze. Deci uh, modul de viață, sistemul de viață, uh, modul în care stăm la calculator, uh, modul în care stăm sau elevii în bancă, modul în care ne plimbăm pe stradă, deci modul în care suntem atenți la poziția noastră, la poziția coloanei vertebrale și modul în care avem grijă de această coloană ajung să ajunge să fie definitoriu pentru evoluția noastră ulterioară. Dacă da. nu avem... Dacă nu avem grijă de coloană încă din tinerețe, vom alerga foarte mult la vârstele mai înaintate pentru a o reface, pentru a o recupera și sigur că de la o anumită vârstă recuperarea este un pic mai grea, nu este imposibilă, de se poate, dar este mai grea.